formație care a recuperat în ultimele 5 etape numai puțin de 8 puncte. De pe banca de rezerve a voluntarului nu există vreo legătură de rudenie. Destul de bună evoluția lui pe postul de fundaș stânga, evident o improvizație. Acum vine centrarea din flanc, o forfecă semilaterală și gol! Bună centrarea lui Golovka. Bălan rămâne în posesia mingii. Ultima pasă însă a fost la adversar. Enrico Papa degajează și meciul se închide după 7 minute suplimentare.